Directorul pentru buget al Casei Albe a avertizat la începutul acestei săptămâni că Statele Unite sunt în criză de timp și de bani pentru a ajuta Ucraina să lupte în războiul cu Rusia. Statele Unite sunt cel mai important donator de ajutor militar pentru Ucraina. 44,2 miliarde de dolari au fost trimise în Ucraina din februarie 2022. Dar ieri Congresul American nu a aprobat un pachet financiar masiv de peste 106 miliarde de dolari cerut de președintele Joe Biden drept ajutor pentru Ucraina și Israel. Nici pe frontul de est, lucrurile nu sunt optimiste, avertizează analiștii. Ofensiva Kievului asupra teritoriilor cucerite de ruși se poartă fără rezultate memorabile, iar populația Ucrainei dă semne de oboseală când vine vorba de război. Analistul de politică externă Ștefan Popescu este invitatul meu de la această oră. Bună ziua și mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru invitație. Președintele american Joe Biden a lansat un avertisment privind posibilitatea unui atac rus împotriva unei țări membre NATO, ceea ce ar declanșa intrarea Statelor Unite în război. În ce măsură este posibilă o astfel de variantă? Nu este posibilă. Este o comunicare la adresa aleșilor, care mulți nu prea cunosc prea bine nici strategia, nici geopolitica. Trebuie să le spui să creezi un efect psihologic astfel încât să deblocheze acest pachet de ajutor absolut esențial. 60 de miliarde din cele 106 miliarde ar fi trebuit destinate Ucrainei. Acest ajutor nu s-a materializat și Ucraina, fără susținerea americană în primul rând, mai puțin europeană, nu rezistă mai mult de câteva luni în fața tăvălugului rusesc. Dar Rusia știe foarte bine că alianța NATO este o alianță nucleară, sub umbrela Statelor Unite ale Americii, dar și altor puteri nucleare, Marea Britanie, Franța, și între puterile nucleare nu există posibilitatea unei confruntări directe. Dar împingerea liniei frontului mai spre vest, asta este o posibilitate care devine din ce în ce mai posibilă, pentru că rușii au de partea lor în acest moment inițiativa pe toată linia frontului. Populația Ucrainei, cum a spus, este epuizată, sunt foarte mulți dezertori, au probleme de recrutare. Media de vârstă în armata ucrainiană este de 47 de ani, gândiți-vă, 47 de ani, și în primul rând rușii au de partea lor complexul militar-industrial, adică industria lor de armament turează motoarele din plin. În ultimul an au fabricat 600 de tancuri vechi, mai puțin moderne, mai moderne, dar le-au fabricat, contează masa. Fabrică 100-120 de rachete de croazieră pe lună. Asta ne spun rapoartele occidentale, preluate de presa occidentală, chiar dacă cifrele nu sunt exacte, dar ele arată o tendință. La care țară credeți că face aluzie președintele Biden? La care țări să fie atacate, vreți să spuneți? Când vorbește de atacarea unei țări NATO. Nu cred că există atacarea unei țări NATO cu armament convențional clasic. Pot fi acțiuni de destabilizare, atacuri cibernetice care au loc, probabil, iată, folosirea migranților, așa cum a acuzat Finlanda, anumite sabotaje, cum au fost sabotaje de cabluri submarine, a unor gazoducte, dar un atac convențional cu rachete, cu desfășurare de forțe militare, acest lucru este în afara, adică face parte numai din retorica președintelui Biden, astfel încât tabăra republicană, pentru că republicanii sunt cei care se opun și care au majoritatea în Camera Reprezentanților, în Camera Inferioară a Congresului American, să fie impresionați pentru a debloca acest ajutor. Problema principală este ține de nivelul percepției amenințării. Europenii și occidentalii nu percep conflictul din Ucraina, care este un conflict localizat, vedeți tancuri, desfășurare, el are loc de-a lungul în estul Ucrainei, în nordul Mării Negre. Este mult mai periculos perceput conflictul din Orientul Mijlociu, pentru că își poate regăsi ecouri în sânul comunităților arabe, a unor lupi singuratici care mâine scot cuțitul și pot face provoca tragedii într-un supermarket. Alarmele repetate care au avut loc în Franța cu închiderea de aeroporturi, evacuarea lor pentru că au fost atentate, alarme cu bombă, toate acestea creează un nivel al percepției amenințării mult mai mare
cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, care a acoperit practic conflictul din Ucraina. Și vedeți că suntem, iată, la un post de televiziune unde contează imaginea și știm ce înseamnă importanța imaginii. Ori imaginile modelează și orizontul decidenților, al celor din parlamente care sunt chemați să voteze credite, al decidenților. Există într-adevăr această oboseală creată de aceste două imagini diferite, cel din Ucraina, care pare un conflict localizat tot mai departe de noi. Așa este, domnule Popescu, în momentul în care s-a declanșat războiul din Israel pe 7 octombrie, cumva cel din Ucraina a trecut pe locul 2. Ce vreau să vă întreb eu este, care sunt în acest moment aliații lui Vladimir Putin? Tot mai mulți aliați. Din moment ce numai statele occidentale au adoptat sancțiuni la adresa Federației Ruse, două treimi din umanitate n-a adoptat sancțiuni. Ați văzut recenta vizită în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Mă voi remita la aceste două exemple, nu numai că sunt recente și le-a vizitat ieri Vladimir Putin, dar prin faptul că vorbim de doi aliați ai Occidentului din Orientul Mijlociu. În Emiratele Arabe Unite sunt două baze militare, una americană și una franceză, și aceste două țări continuă să facă afaceri cu Rusia. Emiratele Arabe Unite sunt, de fapt, placa turnantă a schimburilor între ruble și dolar, ruble și euro, deci o vastă piață financiară pentru ruși. Este principala destinație a capitalurilor rusești în exterior, ele nu mai merg în Occident, merg în Emiratele Arabe Unite. Și dacă ești bogat, ai bani la Moscova și vrei să-ți cumperi o mașină germană, nu-i dăm marca, dar știm că sunt mașini germane foarte apropiate de ruși, ei se faci comandă la o reprezentanță din Emiratele Arabe Unite și ți ajunge fără probleme la Moscova. Pe de altă parte, există și o dorință a statelor, să spunem, din sudul global, vedeți această expresie la care tot facem apel, adică India, țările din Africa, America Latină, de a nu mai da atâta credit Occidentului, de a nu se mai raporta la Occident, adică, mai pe românește spus, Occidentul nu mai are monopolul modelului cultural, modelului civilizațional. China este un nou model, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, vedeți, sunt noi modele, Rusia chiar, la care se raportează tot mai multe țări ale lumii. Există voci care spun că președintele Zelenski se încăpățânează să creadă în victoria Ucrainei, dar că Rusia ar accepta totuși o încetare a războiului în anumite condiții favorabile Moscovei, bineînțeles și lui Putin. Istoric vorbind, ce ar însemna de fapt o victorie a Rusiei? Va accepta Ucraina o pace, iată, umilitoare pentru ea? În primul rând, noi nu știm dacă Rusia dorește o negociere și o pace. Noi nu știm, eu nu cred acest lucru. De ce să menții, de ce să semnezi un tratat de pace când tu poți ocupa poate mai mult? De ce să semnezi un tratat de pace și să accepti o frontieră ca pe urmă să acorzi liniște celeilalte părți a Ucrainei, adică Ucraina care va rămâne sub autoritatea Kievului, să poată să înceapă lucrări de reconstrucție? Am văzut o reuniune de la Paris pentru firmele franceze dedicată reconstrucției și cele mai multe probleme au fost ridicate de companiile de asigurare care ar trebui să asigure investițiile respective. În momentul în care tu menții o stare de incertitudine, nimeni nu va arunca cu miliarde reconstrucția Ucrainei. Cât despre Ucraina, ea va trebui, din păcate, așa este istoria, noi am simțit-o românii pe propria noastră piele, marile puteri în momentul în care te obligă prin nesusținere, cazul Occidentului care nu face suficient efort pentru a susține Ucraina, prin înțelegeri cu rușii, prin forța efectivă a Rusiei, pentru că vedeți, într-un război de uzură, ce contează? Contează numărul. Contează, vorbim de 148 de milioane de locuitori la o populație de 27-30 de milioane, cât atât mai are Ucraina. 10 milioane au plecat din Ucraina. Ori, la un moment dat, va trebui să cedeze, nu va accepta niciun lider ucrainean cedarea, dar nu va avea ce să facă, o va accepta de facto. În opinia Este dumneavoastră, dureros. credeți că se va opri Rusia la Ucraina? Da, fără îndoială, v-am și spus de ce. Rusia nu intră în teritoriu, știți, în geostrategie se cheamă
iar NATO este o alianță nucleară, acelea sunt la adăpostul războiului clasic convențional. Pot fi acțiuni de destabilizare limitate însă, dar Rusia cunoaște aceste limite și nu are resursele necesare nici pentru un război exclusiv convențional cu NATO și cu Statele Unite ale Americii. Ce atitudine credeți că va avea China în viitor vis-a-vis de războiul din Ucraina și cel din Israel? Păi China susține Rusia, în primul rând, și China susține țările din sudul global, adică Iranul. Iranul, toate mișcările care contestă Occidentul, și vedem foarte bine că în această coloratură civilizațională, sudul global împotriva Occidentului, aceste culori, această coloratură a îmbrăcat și conflictul din Orientul Mijlociu, nu numai cel din Ucraina. Nu întâmplător președintele Iranului este primit la Moscova, nu întâmplător doi lideri politici ai Hamas au fost primiți la Moscova, nu cu câteva săptămâni în urmă de viceministrul afacerilor externe rus Mihai Bogdanov, nu întâmplător lideri arabi au fost la Beijing pentru a discuta despre situația din Orientul Mijlociu. Tocmai China este o țară care dorește să detroneze Statele Unite din poziția centrală pe care acestea o au în sistemul internațional și atunci folosește orice ocazie, politica externă este făcută ca și politica internă din oportunități, le exploatează. Dar pentru Israel ce ar însemna în momentul acesta ca și el să rămână fără banii de la americani? Nu, Israelul are bani suficienți. Israelul este o țară cu o economie foarte dezvoltată, cu multe resurse. Sigur că are nevoie de asistența americană, mai ales că economia lui e blocată în acest moment. 360.000 de rezerviști sunt scoși din economie, au plecat muncitorii tailandezi, cei din Asia de Sud și alții care lucrau pe șantiere, serveau în baruri, în restaurantele din orașele israeliene. Problema Israelul este pe termen lung. Dacă obiectivele militare, anumite obiective militare, atenție, anumite, nu toate, că eradicarea Hamas este o himeră, limitarea capacității militare a Hamas, de acord, semnalul de descurajare dat ca urmare a distrugerilor din Gaza, de acord, dar pe termen lung, ostilizarea lumii arabe, punerea în paranteză a procesului de normalizare a relațiilor cu statele arabe, foarte important pentru Israel și pentru Statele Unite ale Americii, toate acestea și imaginea degradată, pentru că vedeți foarte bine semnalele din partea secretarului general ONU, semnalul dat de prim-ministru spaniol, de prim-ministru belgian, toate acestea vor afecta Israelul și securitatea Israelului, securitatea cetățenilor israelieni în lume. Și afectează, dar se știe că relațiile dintre ONU și Israel nu sunt atât de bune, mai ales după declarațiile secretarului Antonio Guterres. Și mai ales și după replica dată, de a zice, neinspirată de ministrul de externe israelian. Vedeți, în politica externă trebuie să ții nervii tari, să nu dai răspuns la absolut orice, pentru că uneori poți înrăutăți lucrurile și nu e bine, nu face bine niciunei țări, chiar Statelor Unite ale Americii, cât de puternice sunt, să creeze imaginea o țară versus o organizație universală, chiar dacă ONU nu are putere. Dar v-am spus, mult se joacă pe planul imaginilor, al percepției. Cum credeți că va fi văzut Israelul după terminarea războiului? Și mă refer aici la numărul de civili care au murit, dacă ar fi să ne luăm după estimările făcute de Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza. Iată, vorbim de peste 15.000 de oameni, dintre care în jur de 6.000 sau chiar mai mulți sunt copii. Ca o țară care a pierdut războiul imaginii, a pierdut războiul de imagine, a pierdut războiul de comunicare și știți foarte bine, mai bine decât mine, că ce înseamnă comunicarea în lumea de astăzi și imaginea. Nu poți face o politică eficientă dacă tu nu ai imagine, nu poți avea o politică de securitate eficientă, pentru că foarte multe stau de partea imaginii. Din acest punct de vedere putem spune că din punct de vedere al imaginii, lovitura Hamas și-a atins obiectiv, a reușit să blocheze procesul de normalizare a Israelului cu Arabia Saudită, să pună în paranteze dialogul cu celelalte state arabe care erau anti-Hamas și, bineînțeles, să dea un avânt
tuturor mișcărilor radicale din regiune și din Occident și, bineînțeles, să subțieze, să ducă într-o zonă a războiului mediatic de uzură Israelul și imaginea Israelului. Vă mulțumesc, domnule Popescu, tare mult pentru toate aceste Și eu vă informații. mulțumesc.